un cuvințel. Zice că s-a bucurat mama ei și el zice scandal inițial, după care zice, stai mă să nu zic, să zic bucurie. Ce ai făcut, Chiarita? Așa e scris, cine că no, cred că mai câte a făcut scandal, no, ai confundat. Eu vorbeam despre mama. Dar de ce mama ei s-a bucurat și mama ta a făcut scandal? Întrebați-o acum pe Viorica cum a reacționat dacă mâine Fulgi se mută de acasă. Ca să te fac ține, ca și să crăpe acum în două, m-aș bucura enorm să rămân o soacră mare liniștită cu tabieturile ei acolo în casa ei, să ducă dragă băiatul meu cu iubita lui. Eu, dacă ei n-au posibilitate, le ofer eu o casă, un apartament, ceva, sau le plătesc chiria câtva timp ca să locuiască amândoi. Deci nu vreau să stea nimeni cu mine, niciunul din copiii mei. Dar te-am blocat. În momentul ăsta voi stați cu toții patru în aceeași casă. Dragă, eu sunt franceză, ăsta este altceva. La el maică-sa s-a supărat că a plecat și n-a rămas cu ea în casă. Cam așa e. La mine așa a funcționat, da? Așa fi, vezi, eu sunt altceva, n-ai cum. Familia tradițională. Da. Părinții și copiii să locuiască toți într-o casă. Never, never. Și eu îmi doresc același lucru. Pentru că dea copiii tăi în casă cu tine, Ionita. De ce nu? Pentru ce am făcut o casă mare? Spune-mi tu mie. Dar pentru cine bine îndrăgostit toată viața mea? Dar am muncit pădurile din fiecare cameră. Fetița mea. Dar am muncit și nopți, dar am muncit și zile. Pentru tine, Viorico, ca să te simți bine. Ce înseamnă să stai singur? Ionita. Dar copiii, Ionita, vor ce înseamnă să stai singur? De la maică ta și te-ai mutat cu mine să stăm noi amândoi singuri, singurei, ca doi porumbei dimineața fărătoare. Pentru că, eu le ofer copiilor. Păi dacă sunt cântăreață, dai seama că ea mai respira. Ea mai respira, eu n-am, eu fără respirații merg înainte. Băi, Ionita, dar acum copiii sunt emancipați, încep fiecare o căsătorie de probă, cum se spune, concubinajul ăsta, te mută fiecare. Și cine îi deranjează? Are tot confortul. Păi vor și ei să meargă dezbrăcați, să urme. Să meargă dezbrăcați, exact, că e problema. Tu să taci, înseamnă că ai un somn prea profund, vezi? Care e diferit. Dar stai, mă, că sunt două etaje, nu o să umble dezbrăcată. Păi dacă urci și o vezi până oră, ce faci? Păi da, așa e, cu ai dreptate, bine ai zis. Lasă-l. Deci plecăm de acasă. Stai, mă, puțin, dar când te așezi, dar când te adun cu toți și mănânci. Vai, asta unde? Copiii se duc și au masa în oraș, alo, alo. Bă, eu sunt altceva. Eu sunt familist. Și eu sunt. Și trebuie să existe. Dar trebuie să stea singuri. Trebuie să existe. Da, total de acord. Aveți o polemică, dar chiar vă rog. Nu, eu mă duc la soacră mea. Foarte frumos în partea ta. Paști de Crăciun, în rest, o pauză. Așa? Ce bine te-a găsit. Așa mă la soacră. Vine duminica, copii. Eu nu sunt. Ați auzit? Socrul meu a avut o vorbă foarte frumoasă. Tată, sărbătorile să fac împreună. În familie. În familie. Toată lumea la masă mănâncă, se distrează, iar restul fiecare la casa lui. Corect, bravo. Corect. Copiii să-și vadă de viața lor cum părinții noștri și-au văzut și ei de viața lor atunci când au plecat și ei de acasă. Da, da, au uitat, mă, părinții au uitat treaba asta. Da, ce-mi place această polemică. Vă rog, vă rog, vă rog, haideți. Deci, practic, cum îl convingeți pe Ioniță că e greșit sau că e bine ceea ce gândește el vis-a-vis? Ținându-le acolo, într-adevăr, un an de zile. Dar nu-i un an de zile, fii atent, Ioniță. Aduce Fulgi în fiecare săptămână, că la ce bărbat mișto e. Să știi că mi-aduce pe fiecare seară câte una. Vezi? Și mai suport. Și care e problema? Da, nu mai vreau. Nu mai vreau. Care e problema? E foarte bine. Te-aduce Fulgi câte una, i-a luat și mașină super scumpă, am mai citit și eu pe în ziare. Ei, lasă că aia e mașina mea. Nu i-a luat mașină. Nu e la scumpă, nu? Se plimbă cu mașina noastră. Mașina trebuie să-și ia el. Ah, ok. Dar oricum, e aspirator de femei, îți dai seama. Ok, ai dreptate. Și vine fiecare săptămână cu altă fată acasă. Ție-ți place să scalce casa toate fetile, păi, așa? Nu, nu o să vină în fiecare săptămână cu o fată acasă. Okay. El vine cu prietene, cu prietenii lui să-i cunoaștem. Și e foarte bine, pentru că Fulgi nu este la momentul în care va avea o căsătorie. Dacă are prieteni, păi, știi ceva? Păi băiatul nu e deștept, mai deștept, tine, nu sunt soară de vreme. Dar unde ai vrea să te ducă, mă, în boscheți? Lasă-l, mă, să vină acasă. La hotel, păi, la tartă, mă, da, o fugă prin oraș după domnișoare. Să vin acasă, că m-a învățat pe mine o doamnă și mi-a zis așa. Dacă face gălăgie, ce face? Și ce dacă face gălăgie, bă? Ce mă fac că n-aud? Lunce, să nu mai scârțe! Lasă, deci! Da, Ionita, Ionita, fii atent! Dar cu Margherita, vine Margherita cum? Margherita n-are voie, n-are voie să aducă niciun caz. S-a terminat, dar nu e literă de lege, mă ridic eu acum, eu sunt soacra mică. Stai, 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 st
băieții, da? Și privim în alt fel fetele. De ca oricare. Dacă nu Margherita n-ar fi, dacă Viorica, adică încep, dacă n-ar fi făcut primul pas, dacă nu ți-ar fi făcut avansul. Păi și crezi că m-am dus la măsa? Păi nu te-ai dus la măsa, dar de ce n-ar... A, deci cu ea e bine în boscheț. Nu deci în boscheț. Ea e bine în pădure. Stai puțin, la, Margherita se duce la prietenul ei sau dacă la nu, dragă... La pădure am fost după ce am fost acasă în... Căsătoriți, dragă, căsătoriți, deci... Mă de pădure, deci eu veneam de la serviciu și mă lua să merg la pădure. Da, Ioniță, tu vrei să spui că Margherita trebuie să se ducă la iubitul ei acasă, dar numai după ce se căsătorește cu el? Că poate să vină în vizită. Așa, da, așa e legea la noi. Deci aici sunt de acord cu Ioniță și să vină în vizită cine? Băiat. Deci cum să văd eu pula de sfiat în chiloții, doamna, mine la casa mea? Nu vreau să-l văd eu pula, că să plimb așa pe casă ca un Spider-Man, că așa aud ăștia mușchiuloși, tatuați. Nu vreau să nu. Păi și dar... unde să se ducă fata? Să ducă la el acasă. Îi luăm casă. Îi luăm casă, da. Deci... Pentru că el este cel care trebuie să țină nevasta. Stai mă, că nu am... Păi dacă îi luați voi casa, cum ține el nevasta? Păi dacă o supără, să-l dea afară. Păi tocmai că exact. Trebuie să o țină undeva. Dar puțin. Auzi, ce vrei? Ia, bun, Dumnezeu ne-a dat o posibilitate încât putem să mâncăm și azi și mâine. Dacă eu pot să-i cumpăr o casă ei, îi cumpăr. Ia mă, tată, uite casa, dacă te supără ăsta, afară. Afară. Deci, păi ce vrei să fii? Uite ce mândră e Viorica. Ce face ea? Deci, îi place de în calitate de prieten, dacă aduce Margherita un prieten acasă, nu are voie. Da, Viorica. În momentul când se va căsători, are voie. Viorica, are voie. Dar fetele alea de le aduce fulgi. N-au și fetele alea o familie cum o aveți voi pe Margherita. Au, dar nu știu ce ar face mamele lor. Auzi, stai să spun, eu le mai iau la trei și fulgi îmi spune, mamă, taci de gură că mă faci de râs, mamă. Auzi, Viorica, dacă toate mamele fetelor lor ar fi cum sunteți voi ca părinți de drag, ar fi ceva. Ar rămâne fulgi, da, fulgi singur. Fecior pe viață. Păi, acum să duc la pădure toate, una după alta. Dar dacă el, Ionita, ai început să zici, dar dacă tu fă-i Viorica, fă-i Viorica dacă tu ascultai pe mâna. Ce s-a întâmplat dacă o asculta Viorica pe mama ei? Păi mama mereu, maica sa nu vrea să fim împreună, mama mereu îmi spunea, rămâi cu Ionita că e băiat bun, e băiat serios, e băiat de treabă. Deci mama mea tot timpul. Acasă la mine, nu m-am dus acasă la măsa. Și rău ai făcut că m-ai dus acasă la tine. Mai bine mă duceai la pădure de prima zi.